Poliția, l-ai văzut? Salut. Nu, nu l-am văzut. Unde e comisarul Moldovan, mă? L-ai văzut? Nu l-am văzut. Băi, Baraglagina! Du-te, mă, unde te-am trimis eu! Comisarul Moldovan, l-ai văzut? Nu înțeleg. Comisarul Moldovan, l-ai văzut? Pe ce se caute aici? Nu l-am văzut, vă jur, habar n-am. Fugi, mă, n-auzi? Au plecat, domnule comisar, s-au dus. Furioși, foc, răscolesc tot orașul după dumneavoastră. Asta e joc cu limba. Ei după mine, eu după ei. Dar cinstit, acum ați mielit vreo 5. 4 limba, au mai rămas 5. Hai. Moartea tragică a comisarilor Casapu și Zisu. Asta precis e mâna lui Moldovan. Păcat de Moldovan. Are un fond bun. Din nefericire acționează la primul impuls. Format la școala poliției, ce vrei. Este totuși un om cinstit și curajos. Și când te-a închetat, tot curajos era, neavârbule. Mă, băiatule, cine urește adunătura asta de slugi hitleriste, mi-e frate. Frați români, Antonescu și bandele legionare sunt agentura hitleriștilor. Să ne unim în luptă toți cei care iubim independența României, libertatea, dreptatea, viitorul. Sabotați producția de război. Sabotați mărfurile destinate Germaniei fasciste. Uniți-vă forțele în jurul Partidului Comunist Român. Nu intervenim? Ce, ești nebun? Nu vezi cât sunt? Antonescu, mama lui, cât el de general n-a mișcat un deget. Dă ordin să nu iasă niciun legionar pe stradă. Aici ar fi nevoie de trupele Reichului. Trăiască România liberă! Ura! Ura! Trăiască România liberă! Ura! Așteaptă-mă aici. Urheanu, repede. Ionescu,
Uite! Haide drumul! Domn comisar! Hai, hai, pleacă! Hai, taxi! Au taxi! Repede la mașină! Ia banii ăștia și mergi cât mai repede. Da, da. Vă cunoaște? Vă cunosc. Cine vă cunoaște pe dumneavoastră? Tot orașul vă cunoaște. Să știți că ne urmăște o mașină. Da. Mergi drept înainte? Da. Și o iei pe prima la stângă, oprești în fața teatrului, da? Am înțeles, domn comisar. După ce eu cobor, tu pleci imediat. Unde-i?